Înainte de a începe, supun spre aprobare procesul verbal din ședința anterioară, din data de 23.12.2019. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2020 pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții persoane fizice vor presta activități în folosul comunității. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate conform planului anual actualizat de evoluție a taxelor și tarifelor, respectiv 15,21 lei pe persoană luna, așa, taxa urban și 7,54 lei persoană pe lună rural, aferent anului 2020. Proiect de hotărâre privind 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare al județului Bacău. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității care se desfășoară în anul 2020 la nivelul comunei Hilegiu. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrație, din aparatul propriu al primarului comunei Hilegiu, județul Bacău și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al comunei Hilegiu pentru 2020. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului public de salubrizare. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2020-2021 la nivelul comunei Hilegiu, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Hilegiu în Comisia de Evaluare a Secretarului General al Comunei Hilegiu pentru activitate desfășurată în anul 2020. 10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2020. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Sud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 din contractul 1078 din 16.04.2018. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru gestionarea deșeurilor reciclabile. 13. Rapoarte de activitate ale consilierilor locali pentru activitatea desfășurată în 2019. Și ultimul punct, diverse probleme care se spun dezbaterii Consiliului. Cine este pentru, împotrivă, abținere, nu sunt. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune a lucrărilor de interes local pe anul 2020 pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Legea 416 privind venitul minim garantat reglementează la articolul 28 obligația administrației publice locale de a stabili pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale ajutorului minim garantat întocmirea unui plan de acțiuni cu lucrările de interes local unde acestea vor desfășura orele minime în funcție de numărul membrilor beneficiari ai legii. Noi adoptăm în fiecare an acest program. Practic și lucrările sunt aceleași, nu sunt toate lucrări de toți. În proiectul de hotărâre am atașat și o listă cu persoanele apte de muncă. Da. Da, restul sunt scutii, sunt tot beneficiază de ajutor social, doar apte de muncă, dar și cele care nu sunt apte de muncă și au scutire de la doctorul, cum cheamă, de la unii care le folosește la spital, sunt asigurați medical, sunt cazuri care nu au venit la noi, le-am acordat, nu putem să le acordăm altfel în situații în care sunt cei care sunt apte de muncă, altfel sunt familii, nu foarte
Dar cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții persoane fizice vor presta activități în folosul comunității. Ordonanța Guvernului 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității stabilește în sarcina consiliilor locale stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care acești contravenienți vor executa activități în folosul comunității. În felul acesta sunt condamnați și condamnarea constă în folosul comunității. Am avut caz. Și acum avem un caz care a venit ieri. Și am gândit tot de activități. Puteți pune la punct, la muncă, sunt ore pe care sau întocmi domeniile în care acestea vor presta aceste activități. Și un regulament care se urmărește în definirea mandatelor. Da, acum sunt discuții. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate conform planului anual actualizat de evoluția taxelor și tarifelor, respectiv 15,21 lei de persoană pe lună la nivel urban și 7,54 lei pe persoană lunar la nivel rural, aferent anului 2020. Este vorba de o solicitare pe care am primit-o de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, pentru că suntem membri, fondatori. Aceasta se aplică, tarifele sunt cele practicate de către Rompres în mediul urban și rural. Nu se aplică comunei noastre, dar noi, pentru că suntem membri, trebuie să aprobăm toate taxele. Nu sunt taxele noastre. Nu sunt taxele noastre. Este evoluția pe care taxele celorlalți care sunt de mare, nu știu, la nivel. Care rompresc cu prestea de servicii și plătesc taxa respectivă. Noi fiind membri acolo. Noi suntem membri și trebuie să aprobăm și noi. Și am văzut că e un draft, chiar dacă poate intra și noi. Și grafurile, de viitor am văzut până pe 2034. Ele sunt aprobate în AVA-ADIS, în care avem reprezentanți, deci chiar dacă ne opunem, bănuiesc că nu contăm. Majoritate și... Ce este pentru? Împotrivă, am ținut nu Patru, proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubritate al județului Bacău. Este același lucru. Nu cam e același lucru. Faptul că suntem membri în ADIS, am aprobat documentul de poziție și suntem parte în sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Am aprobat actele adiționale 1 și 2 la documentul de poziție. Strategia de dezvoltare face parte din ultimunea gestionării deșeurilor care se impune la nivel național și pe plan local. Strategia a fost, este anexă în hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității, care se va desfășura în anul 2020 la nivelul comunei de Legiu. Și aici avem o normativ care reglementează gospodărirea localităților urbane și rurale. Acest document este solicitat anual de către reprezentanții Gărzii de Mediu pentru asigurarea igienii și sănătății și respectării normelor de protecție a mediului. Consiliul Local elaborează anual programul de măsuri pentru buna gospodărire a localității. Practic, aceleași activități care se regăsesc și în cei de la 416 și cei care sunt condamnați cu muncă în folosul comunității. Activitatea ar fi, numai să aibă și eu. Sau poftă de treabă să fie. Că acum, mai ales când a fost zăpadă, ci peste tot, pe drumul, pe raie, dealuri, unde vrei. Ți-am spus o mașină de gunoi, de gunoi, de premenajer,
de la Deleni, din zona Ciușmea, unde jumătate din sat bea apă, de acolo nu poți să înțelegi ceva. Deci o mașină de noi de 7 tone, o plută cu 3-4 ani la tot social și de la moară de la Brătie la jos, la Ciote, tot la fel. Cinci mâini ciumele, nu mai saci, nu mai pempăși, nu înțeleg ce cauți la lungi. Mai ales acolo unde tu bei apă, asta e și mai... Și... Dar când vin cu mașina în fiecare săptămână, îți iau cu mâini din fața porții, ai primit din partea Consiliului Local Anton Beroane, saci, găsești înțelegeri la noi pentru că ne-a ajutat Dumnezeu și avem serviciul nostru și noi ne-am băgat sola în coate la fiecare cu tarife gen cele de la Rompres cu 8 lei, 9 lei, cu tot cu tot cu terenul de fiecare persoană. Tu nu înțelegi, bă, dar mă, cum ți-l luăm, eu vreau să fii curățit. N-am cine face așa, așa 100 de asta social, poate m-am găsit între ei măcar 70 care să muncească. Dacă n-ai 20, doar 7-8 vin la muncă când vin. Toți sunt așa cum sunt. E un paradox, sincer. Și aici la DRM, nu-i știu că la unul. Păi de acolo, de acolo. Să vedeți dumneavoastră, să aveți curiozitatea, să traversați. Și imediat începe un șanțuleț abrupt acolo. Noi am 8 acțiuni pe dealurile mele. Doamne, că e acolo, vă spune că scoate două mașini. Deci, asta o să înțeleg, dacă e posibil. Deci traversați, da? Și începe rupul. Dar dacă lăsați marginea drumului, nu luăm mașina din noi. O să vedeți că acum... Dar ce să vezi mașina, să lasă în fața porții, când vin luni și îți iau în fața porții. Ce să mai cari? Dar vin cu mașina ca să ia apă, că... Mai sunt da, vrea să scapi momentan, pe moment. Eu dă repede, bagă apa în butoare, în același încăpere, în aceeași mașină și cu sage, cu milionar și... Am înțeles de bătire. Da, nu, nu, la Delena și Ciușmea acolo. Și la Brătila la Moară. La Brătila la Moară. Și până la... De la pod de aici până la podul ăla. Mai ales că noi plătim cu noi ăsta și destul din mulți bani. Să vedeți că avem un proiect la sfârșit, lansat intenționat la sfârșit. O să avem o discuție cu el, foarte mult, putem foarte mult bani pentru remenajer, nu știu dacă putem de la capă sau ce mai fi din iunie încolo, nu e ușor deloc. Vorba de miliarde. Dar nici nu putem deja și așa e, exact, dacă nu putem deja și așa e. Abia m-am străduit, doar foarte bine acum 3 ani, să ne păstrăm serviciul ăsta și să rămânem singura comună de județ cu serviciul nostru. Mașina s-a stricat, funcționează așa cum funcționează, o grămadă de bani, nu avem bani, chiar lua o altă mașină, aș prinde un 20.000 acum în bugetul care vine, să luăm o mașină, măcar să știu că mai avem o mașină în plus nouă pe care să putem folosi. Nu știu cum să drămuiesc, vă înțelegeți, să mai facem ceva, să doar. O vedea, nu scoate de la capăt cum poate să mă bucură sau altă. Cine este pentru? Împotriva, cine nu? Punctul 6. Proiect de hotărâre prin stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrație, din aparatul propriu al primarului Comunei Legiu, județul Bacău și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Legiu pentru 2020. Legea 153 stabilește prin articolul 11 că salariile funcționarilor publici și personalul contractual se aprobă la propunerea primarului de către consiliile locale cu consultarea organizațiilor sindicale sau reprezentanților salariaților. Chiar dacă prin ordonanța 1 pe 2020 indemnizațiile demnitarilor au fost înghețată la nivelul decembrie 2020, s-a stabilit o creștere salarială în conformitate cu salariul minim pe economie. Adică s-a luat în calcul creșterea salariului minim pe economie și se propun noile grile pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate și din serviciul public de salubrizare de deceniu. Mai sunt alte discuții. Cine este pentru? Împotrivă? O abținere? Da, domnul Chile. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului public de salubrizare. E aceeași? Da, nu? Da, sunt la fel. Da, e așa. Tot la fel. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Nu, nu. Acolo pot. Da, acolo. Așa. Următorul punct. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2020-2021 la nivelul Comunei Hilegiu, județul Bacău. Da, ce
Nu sunt modificări față de rețeaua școlară de anul trecut. Da. Da, e rețeaua de anul trecut, s-a modificat nimic vis-a-vis de școlile din comună. Mențin rețeaua din 2019-2020. Situația plătirii, care o știm cu toții, m-a fi toată școala plătirea. Grav este că sunt celălalt stat din comună sunt probleme. Am reușit împreună cu doamna Macovei săptămâna trecută și am obținut menținerea unui post de leg doar pentru anul în curs, pentru anul 2020-2021, nu știu ce o să fie mai târziu. Clar, într-un viitor apropiat, copiii vor fi aduși la o școală de centru, o școală care altfel nu vor putea supraviețui, pentru financiar vorbind, salariile profesorilor, toate cheltuielile sunt pe numărul de elevi, ele sunt din ce mai puțin. În regulă, e bine. Eu cred că care nici primarul, nici consiliul local nu prea are ce să facă. Cred că ne-a făcut treaba pentru de copii de fiecare. Da, nu știu. Vom vedea. Da, deci rețeaua este aceeași. Să menține, și cred că și ori de post și sunt aceleași. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Moldelina și doamna... Și eu pot numai. Trei acțiune. Trei, ne-a lăsat la postul de urmă. Și acțiune, da? Da. Nu. 12 pentru 3 ani. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Ilegiu în comisie de evaluare a secretarului general al Comunei Ilegiu pentru activitatea desfășurată în 2020. Odată cu apariția codului administrativ, au intervenit modificări în modul de evaluare a funcționarilor publici și a secretarului general. Dacă până acum primarul făcea propunere către Consiliul Local, acum se va construi o comisie comună din primar și doi consilieri care vor evalua performanțele profesionale și îndeplinirea atribuțiilor din legea, din codul administrativ. S-au făcut două propuneri, dacă sunteți de acord cu ele. Nu poate să fie probleme de telefon, nu poate să fie o chestie din aplicații, nu, prin internetul. Nu, am adresat greșit. Da, am adresat într-un punct. Da, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu se. Următorul punct. 10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2020. Deja am ajuns sujet? Nu mai sunt, dar mai sunt încă. Așa e ordine. Da, aici care sunt dumneavoastră propune. Haideți cine a fost, mai dăm puțin. Mai sunt trei puțin. Da, mai dăm puțin din Mazarorta, o parte mai zi, o parte mai zi ferici, pot să nu... Domnul Stoica. Domnul Stoica. Cine este pentru domnul Stoica? Nu. Toată lumea este de acord, s-a scăpat din griji. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECE Ecosud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 din 16.04.2018. Inițiator și numai comunii. Deci aici aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte și doamna secretară sunt convins că mă va completa. E, anul acesta am început prin o somație din partea ADIS, prin care ne spune că începem cu 20 parte, dacă nu trebuie bine ianuarie, nu vă mai fi primiți în grapa de gunoi, întrucât nu sunt mulțumiți de tarife pe care le încasez de la UAT-uri. Noi nu suntem în situație de a nu ne plăti taxele, suntem la zi cu datorii către ADIS. Dar
candidat pe tonă, ei spun că e mică și nu își acoperă cheltuielile. Și au propus, fără o luată de fundamentare, am avut mai multe ședințe, prințeles data respectiv de 20 s-a prezentat contramandat, urmând să fie, cred, undeva în începutul lui februarie, că văd că mă șantajează și pună toate din problema. Au fost două ședințe la care am participat, la ultima n-am fost personal, când am ajuns, au fost doar colegii noștri, colegii mei de la mediu și de la serviciul sănătate. S-a lăsat cu ceartă, cu scandal, au plecat, n-au înțeles foarte bine ce stau lucruri, nici eu nu știu astăzi ce trebuie să chiar trebuie să fac. Am mai sunat la câteva primării din zonă, ei au retras proiectul respectiv de pe ordinea de zi. Eu am considerat să-l supun spre aprobările dumneavoastră și să vedem împreună dacă mergem înainte sau îl respingem astăzi. Eu, după mine, las să respingem, pentru că ei ne cer în plus față de tarifă pe care ne avem pe tonă astăzi de 100 lei, încă 65 de lei în plus. Adică, începând de la 1 februarie, la 1 ianuarie, tona pe unui menajer la Adif, la Ecosud, să fie 165 de lei. Asta însemna că la o mașină de 7 tone pe care o avem noi zilnic la rampă, undeva la 400 de lei în plus. Pe total, o 50 ceva de milioane pe lună, faceți un calcul, sunt mulți bani și așa nu ne putem descurca nici noi. Bănuiesc că nici ei, că nu cred că ar face o... Dar, repet, da, e o afacere, bine, nu vreau să... Ce-i cum justifică mărirea asta? Păi ce-ai justificat? Nu există o formulă de calcul pentru implementarea unui tarif, număr de salariați, utilaje, cheltuieli cu salariații, cheltuieli cu utilaje. Această notă de fundamentare n-a fost atașată la solicitarea deșilor. Doar au stabilit acest tarif fără a primi și nota justificativă. Primarul a inițiat proiectul de hotărâre și sunat, au insistat, ieri au fost discuții la, în ședința de la Adis. Că primărie nu bagă hotărârile în Consiliul Local, că nu se aprobă, că nu se descurcă și că un viitor apropiat, eu știu, săptămâna care vine, în două săptămâni, vor asista afectatea cu noi, nu doar cu noi, cu întreg Adisul, cu întreg județul. Și eu ce faci, dă sare la noi? Păi nu știu, nu știu, dar ei știți cum, ne șantajează, au interes. Dar e foarte mult. Păi, foarte exagerat de mult, nu mi se pare foarte mult. Și că nu-i drag cu orice periculos cât de ăla care m-a înființat, știi? Și așa noi cheltuim în jur de 2-3 miliarde pe an, numai cu serviciul de salubritate, cu salarii, mașină, cu noi. Nu avem datorii, ultima factură este achitată, undeva la 7-8 lei pe lună plătim către adis. Nu mi se pare normal. Eu cred că cel mai convenabil ar fi pentru noi, cei care suntem cu servicii proprii, 4-5 UAT-uri, să avem o discuție separată de celelalte comune. În primul rând, eu gestionez singur, tu nu faci nimic pentru mine, cât mă primești acolo și la rândul tău mă încasezi. Trebuie găsit o formulă din care să fiu mulțumit și eu și tu. Nu vom închide poarta de mine numai duci cu noi, că faceți poate pe capul mare cu el. Corect, fiind al serviciu, trebuie să discutat altfel. Noi suntem membri în ADIS pentru că așa începutul european, pentru că am luat și noi 1000 și ceva din tomberoane în 2013. Am participat la comandă? Da, dar de aici încolo noi ne-am gestionat singuri. Ne-am făcut singur serviciu, cheltuim poate mai mult decât cheltuim cum să le vezi, sau eu știu, dacă mai mult sau mai puțin. Încercăm să ne ducem la capăt, nu este ușor, sunt conștient și vis-a-vis de colectarea selectivă. Am încercat tot felul de, chiar vorbeam un colegi mei de stăuna care vine să începem niște acțiuni prin școală și prin agenții economici, să cumpărăm acum niște pubele. Cred că aici o să putem, în primul și în primul rând, să rezolvăm problema, să spun așa. Adică nu este mult mai simplu. Eu am magazinul meu, dumneavoastră aveți magazinul dumneavoastră care aveți acasă o afacere, o societate. De simplu să punem trei tomberoane pe care să scriem hârtii și chiar angajatul nostru, dacă este instruit, noi acolo punem mastică și punem mai carton. Și știu că o dată pe lună, joia, de exemplu, luăm doar cartonul și o dată să luăm doar sticla. Și pentru că ducând cu cât duce mai mult cu noi să le echip la Rompres, la Ecosud, ne se diminuează cota pe unul de menajere. E firesc. La genințe, nu la școli, la școli dar la fel, s-a putea face. Chiar am gândit cu colegii, să mergem în toate școlile săptămâna care vine, să discutăm în care, și cu profesori și cu copii, să încercăm împreună, măcar să pornească, dar noi să pornească cumva.
O să ne fie foarte greu să învățăm pe Dinea Costică de pe vale, dar o să înveți cu timpul, nu? El încă e la... Asta ar însemna, ar însemna să mărim și noi cu 60%... Bă, păi vă dați seama ce ar însemna să eu la oameni, noi acum 10 lei de... poate chiar am 10 lei de persoană în comună, nu să știți că 6 lei care le avem noi astăzi nu se pare destul de mulți, în cont pe situația financiară multora din cetățenii noștri nu-i groză și nu au dispune de mulți bani. Că nu e simplu, adică gândiți-vă că sunt niște utilități pe care Helegeanu astăzi le plătește la primărie lunar, care nu sunt puține. O tață pe gunoi la 4 membri de familie, 24 de lei, mai plătește apa iar 15-20 de lei, dacă mai pui și telefonul și ce mai au de plătit de alte utilități pe care ei le au... Păi știți că... Ce se face 100 de lei? Bugetul sufocă cheltuielile mici și multe. Da, da, e destul de greu. Mai ales chiar acum avem un răspuns dat către statistică și am rămas surprins. Nu știam ce să scriu acolo. Avem foarte puțini angajați în comună, foarte puțini. Chiar dacă merg în străinătate, dar nu sunt cu contracte de muncă sau cu copii atât de puțini. Nu cred că vin foarte mult bani în comună noastră astea, mă să fiu sincer. Nu, fără să comercial nu avem care să aibă 7-10 angajați. Nu e situația foarte, foarte... Dar dacă ne uităm pe ansamblu, domn primar, o dezvoltare prin LG-ul cam e slabă tare. Deci eu vă spun și acum... Dacă faci analiza ultimilor ani, ce dezvoltați? Dacă LG-ul e un sediu fostului SMT-ul, unde vă câțiva ani scos la concurs. Și stăm la concurs, la licitație. Proprietarul este un belgian, nu știu exact cum stau lucrurile, dar am încercat mereu să promovez lucrul ăsta, chiar am întâlnit în altă ieri cu niște oameni de afaceri din zonă, pentru că mi-ar conveni să vină cineva, să cumpere sediul ăla de acolo, să dea, ar avea 250.000 de euro, mi se pare destul de mult. Dar e o zonă cu suprafață destul de mare, cu hale, cu acces la drumul național. Vă dați seama ce rezonat pentru noi să vină cineva acum să investească acolo, să dea un 200.000 de euro, un 10 miliarde, să cumpere și... Pentru că dacă ai face bucățele, eu să vină mai târziu. Nu, și să vină să ne angajeze 40-50 de oameni din comun care să fie 30 în Drăgujești, 30 în Helegiu, 2 de la... Să vă cineva să facă ceva. Să facă ceva în Belgia, să muncească. Da. Nu să muncească. Știți că acum 2 ani am făcut anunțul acela cu cei de la Moncler care căutau femei și bărbați să lucreze în confecție. Cu un salariu de 2000 de lei atunci, n-am găsit și unul comuna Helegiu. Îi vreau mijloc de transport. M-am discutat, cred că, tot 2 ani. Mi s-a dat tot gratuit, să plătea masa. Te-a dat de gustul căpșunilor. Da, cred că e mai simplu, pentru că stai 6 săptămâni cu 1500-2000 de euro și sunt niște bănuți pe care oamenii noștri care sunt și gospodari de altfel îi bag acolo, în curți. Eu văd că mai înfloreiește până în satele noastre, în căsuțe, garduri. Dar, e adevărat, poate cu un salariu de 1300-1500 de lei în România, nu ai putin cu tot să se schimbe acolo și la casă. E interes să fie așa. Dar gândește că la 60 de ani vei fi bolnav, cine unde vom fi bolnav, că așa e viața, nu ai să fie asigurat social, nu ai să ai pensie, nu ai să și multe alte. Ai trebuit la apăcăriș? Da. Da. Acum dumneavoastră ceea ce care... Dar și noi să rezistăm să ieșim la 70, nu? Da. Da. Poate aduceți pace la 80. Ce cu noi în asfalt? Nu știu ce să mai fie, dar măcar de măcar suntem angajat și avem... Se speră că trebuie 110, ca să... Dacă sunteți de acord cu proiectul respectiv, ne abținem cu toții, aprobăm cu toții... Aia, cel mai frumos, să nu fim duri, ne abținem. Ne abținem cu toții. Nu prea am fost lămuriți. Da, da. Atunci, cine este pentru, nu avem. Dacă sunt abțineri, 14 abțineri, doamna... Vedem ce se întâmplă și cu celelalte OAT-uri, nu vreau să iau decizia primul noi. Clar, nu prea avem prea mult de făcut, dar o să ne trezim când îi spune că eu sunt... Aici mă groapă personal. Da, ca să aibă obiect de activitate, trebuie să ne roage ei cum noi știu că avem un control, pentru momentul în care groapa de gunoi s-a închis, a doua zi, în toate OAT-urile vor fi comisii la gata de mediu care vor da amenzi. Despre asta e vorba. Și eu nu pot să stau să iau amendă. Adică sunt ei cu ei lor. Trecut, am luat 350 de ani, amendă pentru o alimentare cu apă. Nu suntem autorizați, pe o chestie pe care n-am. Așa au fost toate. Nu te joci cu ce timp.
Adică vrei sau... Să vină, sunt două variante. Vrei din bunăvoie sau cu forța? Da, hai să trecem la diversii. Mai este un da, punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru gestionarea deșeurilor reciclabile. Da, ce am spus, doamne, avem o adresă de la Agenția de Protecție a Mediului, una de la Garda Națională de Mediu, o adresă de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pentru stabilirea tarifelor distincte pentru activitatea desfășurată de operatorul de sanitizare, pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și se stabilește un tarif de 472 de lei pe tonă pentru aceste deșeuri care fac obiectul răspunderii extinse pentru producătorul care, în care se regăsesc aceste deșeuri. Da, deșeuri municipale? Comunale, da, da, municipale e cu titlu generic, nu municipal ca municipiu. Acesta este termenul folosit în legislația de mediu. Nu prea să complic coșul. Numai cu amenzi. Unei formule de calcul de ieșit suma respectivă, noi ne-am angajat să anul 2020 să colectăm, selectiv, 10% din cantitatea anuală, parcă zic eu, sau 15%. Cu cât era mai mare procentul de colectare, cu atât tariful scădea. Dar m-am făcut o apreciere împreună cu Mariana Ciocra, cu colega de la mediu și cu Tudor, să sperăm să încasăm, să colectăm măcar ceea ce ne-am propus în nota de fundamentare. Cu cât colectăm mai mult, selectiv, cu atât ne pierdem plătim mai puțin la unul menajer. Gheorghe Țuganu pe așa, da, tot e contract, tot cu ei avem și vis-a-vis de colectarea selectivă. Tot e costul al infrastructura necesară. Acolo negociem, la metale ne putem negocia. Avem și atunci. Mai sunt alte discuții, supun preaprobare, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt. Da. La diverse, pentru că este un punct. Au depus rapoartele de activitate, vor fi scalate și puse pe site. Da? La diverse, pentru că e început de an, lucrăm la bugetul pe anul respectiv, am primit sumele din defacări TVA, care nu sunt diferite față de ce de anul trecut, ce spun eu că e ok. Vrem mai mult, dar asta e, dar se poate și genul cu situația financiară a țării, că nu e rol, nici n-a fost, nici nu este. Trebuie să mai avem sumele de la Consiliul Județean, nu știu exact cum să fie și Consiliul Județean, dar cert este că până pe 19 februarie trebuie să aprobăm bugetul. Asta înseamnă că vom avea o ședință undeva la începutul lunii februarie. Eu am schițat în mare un domnul politic de achiziții, lista de investiții. În mare păstrăm achizițiile de lista de anul trecut, pentru că avem lucrări la care nu au fost finalizate. Dar am gândit și niște lucrări noi anul ăsta. Practic am două proiecte destul de curajoase, spun eu. O să încercăm să, și sunt convins că găsesc susținerea dumneavoastră, să demarăm acțiunea. Un prim proiect este cel ca urmare a solicitării noastre în luna august către Ministerul Dezvoltării de reabilitarea unor drumuri și zone frecate numai inundațiilor și apoi abundente din iunie-iulie. Pe mai multe drumuri la București, pe 9 ianuarie ne-a fost semnat cererea de finanțare pe ordonanță de guvern pentru proiectul respectiv. E vorba de proiect care se intitulează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitățile în comuna din județul Bacău. Valoarea proiectului este de 2.900.000 de lei. Valoarea proiectului. Proiectul e undeva ca valoare aproape de 15 milioane de euro. Este cel mai mare proiect din cele 6 comune care au primit acceptul. E vorba de 8 km de drum comunal sătesc, din care jumătate, mai bine jumătate, cam 4 km, e vorba de drumul de la Drăgugești. Pentru că provoacă totdeauna cele mai mari probleme
pentru că sunt în jur de 200 de case. Atunci când comisia de la prefectură a fost în zonă, am găsit înțelegere și l-am trecut ca o prioritate. În afară, și, practic și valoarea proiectului e cea mai mare acolo. Inclusiv studiile de fezabilitate și sunt viața și influențează mult valoarea proiectului. Studii hidro, geo, râpa aceea care fuge undeva încolo de prețul primorarul. De asta spun că e un proiect curajos, pentru că e cel mai mare proiect, să spunem, care a avut loc în comuna noastră și trebuie să avem și un pic de răbdare, că nu se poate face o zi pe alta. Domnul proiectant e o firmă de la Iași, care lucrează și la punctul nostru, niște tineri foarte pricepuți. M-au sprijinit mergând împreună la PNDL de mai multe ori. Chiar mă uitam aseară că trecesem niște planșe pe mail. Nu vorbim că de un contract între noi și ei, pentru că nu avem buget și nu pot să realizez. Destul de interesant, adică se va îndigui părăul de aici, de la Ștefănache și până sus la ultima casă, iar partea care o să aibă practic va fi pe o parte și pe alta părăului, în funcție de numărul de case. Acolo unde sunt case mai multe, se face la partea respectivă. Unde sunt case mai puține, se găsesc soluții de o punte pe ceva. Cu vă 3 sau 4 poturi să facă legătura între partea carosabilă. Din ce mi-a trimis, acele poduri sunt prefabricate, lățime de vreo 4 metri, un alt de vreo 1,5 metri, sau cam așa ceva. Eu știu ce înseamnă părul Drăgugeș și știți dumneavoastră, mă zice că aș statul Drăgugeș, că am dreptate, nu e părul care să nu-l bage în seamă, chiar dacă scurge apă cât o căldare pe el, când vine și când se umflă, e destul de puternic. Exact. Ceea ce au făcut ei, mi se pare că nu ne rezolvă problema. Vă riscăm să rămânem doar cu părțile de drum și răstoarne podul la un moment dat, viitorile care, pentru că vin cu pușteni, nu știu cum e, partea de tărăcăciunii urâtă. O să discutăm. Eu aș vrea ca undeva până la începutul lui martie să depun proiectul respectiv. Să fie depus. Asta e zona care este cea mai grea, să spun așa. Celălalt, apoi sunt ok. E vorba de drumul Busuioc, strada Busuioc din centru până la Fedorița Rusu, până la Mican, acolo, cum spune ultima, care e ok. Vorba de strada Bălange, cea de la centru, de intrat pe la Delem și să te întorci pe la Mihaela, pe acolo, la sus, la Bălange. La DV și la Henegiu, strada Ciortan, cea unde iese mereu apa în stradă. Perfect. Iar la Brătila, pe pârâu, la fel, dar pe vreo 600 de metri. La Polensu, cu mică din centru. Eu spun că e păcat să nu profităm de lucrul ăsta. Repet, nu e o lucrare care se face mâine sau poimă. Poate trebuie să putem pe partea de de diguirea părâului se poate un an, doi, sau eu știu, depinde de ce film va câștiga licitația. Tot ce înseamnă licitație, tot ce înseamnă finanțare, se face prin Compania Națională de Investiții, nu prin Primăria Hilegiu, noi plătim doar proiectul. Apoi, ce înseamnă licitație, ce înseamnă investiții, ce înseamnă lucrare, e făcut de către Compania Națională de Investiții. S-au făcut lucrări multe pe Comisia de Investiții și sunt convins că o duc la capăt. Mai sunt zone din țară, că am urmărit, unde s-au lucrat destul de bine și destul de repede. Vorba și de mulți bani și nu cred că... Al doilea proiect la care eu la fel am avut o discuție și am discutat, e vorba de o lucrare de gaz, de aducțiune de gaz în comună. Am fost, am vorbit cu o firmă, ce apare pe Facebook și chestii care mă sună în continuu, domnule, că scrii pe Facebook, că sunt de gaz, de bage, nu, asta nu e adevărat. Totul e economic, făcute calcule, merită, nu merită. Noi avem o singură variantă, să facem un proiect la fel, să pierdem 1,5 miliarde, 2 miliarde pe proiect și apoi să apuce firma reactă și acreditată de către Del Gaz Green, ca cum se numește acum, pentru schimb de numire mereu, să apuce de lucrare. Noi trebuie să le punem la dispoziție terenul, să fie în domeniul privat al Consiliului Local și că am identificat, practic, e singura zonă în care putem să o facem. Acolo sub stâna lui Ionică Iancu, sub Druța, spre Poiana, pe acolo trece și conducta și singura zonă care avem în proprietatea noastră e Slas, comunală astăzi, și nu e zonă inundată, vorbesc de dincolo de stradă, de drum, acolo să fie. Să vină cu stația, să vină cu o magistrală până la nivelul podului, de acolo să treacă țeavă pentru Hilegiu de Lemn Brătila, Drăgugești,
și ea magistrală până la până spre Brătila. O problemă ar fi și doamna director cu care am discutat spune că au mai fost cazuri similare, la exemplu cum vedeau exemplu cum la Solonț, că a făcut acolo acum o extindere, să intersecteze o altă comună, pentru că noi trebuie să trecem prin comuna Bursănești cu un acord din partea primăriei. Nu cred că în Consiliul Local Bursănești nu găsim înțelegere, pentru că practic e vorba de vreo 5-6 de metri pătrați, 7 liniari, din punct de vedere, pentru că noi avem pe partea dreaptă cu noi... Și de pot beneficia așa aia trei nu? Nu, nu. Nu e că să vin... Da. Copiezi, noi pe partea dreaptă mergem... Facem cetățenii... Da, satul Chelegiu merge pe partea dreaptă până aproape de intersecție, până la familia Greca, acolo la Geta. Acolo ne se oprește. Pe partea stângă e în partea satului, indicator, dar pe partea dreaptă merge vreo 300 de metri în sus. La fel, satul Brătila începe partea stângă cu finul Iemi la Părău și Bârsăneștiul se termină tocmai la Balta Roșie. Adică noi, ca distanță, avem doar partea aceea de Bârsănești, de Buravăi, de Bârsănești, în zona intersecției, care ar fi repet. A mai fugit drumul sau de ce s-au făcut totarele astea? Așa au fost făcute... Probabil din timp 2 km, odată în teren 3 km. Deci eu cred că s-a luat. Când am fost la primărie în 2008, am rămas surprins de intrarea respectivă, dar am zis nu doar la noi. Este proprietăți, nu știu, mici, lor teren. Da, și cu ce s-a făcut casă cu numărul de teren nostru, aia are acuperit, nu știu sigur. Da, sunt cele două proiecte care vă spuneam, care sunt de curajoase. Dacă primul, cel cu drumurile, eu sunt convins că se poate realiza și îl realizăm și o ducem la capăt, cel cu gazul, sunt sceptic, o să-l și mit, că vin la regele și pot să dau și... Noi facem ce putem, adică dacă sunteți de acord și... Important e că vrem. Să începem ceva. Adică noi plecăm, noi nu avem, practic, azi un studiu de fesabilitate legat de atunciune de gaze în comun. Dacă mă întrebați unii sincer să vă spun, aș spune că eu nu m-aș mai face lucrul ăsta. Ținând consistent pe planeta asta noastră, cred că cel mai ok ar fi pentru noi să gândească Guvernul României pentru populația țării, să vină cu niște oferte de sprijin pe curent electric, pe alte resurse din subsol, nu știu, căldură, nu știu de care, și altfel. Să ne încălzim altfel. Nu neapărat să consumăm gaze, să poluăm și să... Dar mai ales în condițiile actuale, când am dat gazele la Răgăm cu ce? Da. Pe șapte. Să le cumpărăm noi apoi. Da. Să le cumpărăm noi apoi cu un ghidea mai bani. Da, fi, dacă... Să sucări în ghidea caneaua? Comod ar fi să avem gaz. Nu am garanție de mai bine. Mai ales noi avem acum case moderne, cu instalații prin toți astea, prin scopul și de... În afară de astea două, care sunt, așa cum le-am spus, curajoase, am gândit iar două, trei proiecțiile mai micuțe, pe care le facem într-o primă fază. Chiar unul dintre ele mi-am propus și să ne apucăm imediat cum se ia iarna, cel de asfaltare până la Prentul la Drăgugești. Ca să încheiem, să spun așa, întreaga comună cu drum principal asfaltat. Este proiectul, am obținut ieri certificatul de urbanism, pe liberă mobilizația spunea care vine, cum avem buget, cum încredințăm proiect, pentru că încredințarea de repede până 200.000 de euro, terminăm, sucim asfaltul până la Prențu. Am mai gândit iar trei proiecțiile micuții, pentru că dispensarul la Bătila este gata, undeva spunea care vine, două săptămâni, o să le dăm la mie doctor. Dar n-a fost prins în proiect, așa a fost proiectul, și sistemizarea curții, adică gardul, o alee, să facem magazia, e dificil pentru că nu e pe terenul nostru. Acolo Mureanu e proprietar, căminul, dispensarul uman, Grătira, e proprietar doar exact pe ce avem clădiri. Noi trebuie să știm la dreapta. Acolo iar Mureanu cu Mureanu. Ne înțelegem și găsim acolo. N-ai gândit la fel cu sistemizarea curții cu gard. La școala de la Chelegiu, unde avem un grup sanitar făcut acum modern, la fel inaugurăm pe direcție să amenajăm curtea interioară, vreo 200 de metri pătrați de pavele în jurul dispensă, în jurul grupului sanitar. Acolo se țină și copiii un careu și ce mai fi, nu stea noroi, cu o alee până la ieșit și la școala Brătila, școala de lei, dar acolo la cartieră, deci au început să-l pice jos, să-l le facem și gazul respectiv. Și am mai vedea ce mai fi la celelalte școli. Alte proiecte nu are rost să le plinim, să le doar treabă de a le citi și de a le așa, că nu avem finanțare. La fel avem drumul de apoi, care nu a scăpat. Avem proiectul făcut, am depus deci pentru cercetare de urbanism. Nu avem finanțare ca să finalizăm, să ducem la capăt.
Dar eu zic că anul ăsta se poate realiza. Și în funcție de ce criteriu mai fi, eu am gândit acolo bună parte din bani de 15 ani în drumul părinii. Nu crezi că e un mofta meu că sunt la Hilegeu. Cred că chiar e nevoie până la urmă. La urmă m-am spus la nevoie și Poiana și Bursănie și Lipesc, că porțiunea aia din drumul ăla suport și critic. E adevărat. Nu Hilegeu... Păi, dar cine ajunge să mai știu cu o contribuție, domnule? Nu, Hilegeu nu se servește doar... N-ar fi bun în parteneriat? Poiana la Poiana și Poiana la Bursănie? Mă sună la oameni. E cuvântul meu, dar... Și cu ce drept? Dacă n-ați numărat la intrare, nu știu cum îl cheamă. Și mă sună noaptea, la 12 noaptea. Primare, mâine de la TV fața primării. Bă, dar eu stau la Ghelegiu, tu ești la Livezi. Bă, ce să-ți fac eu? În fine. Da, asta-i tare, da. Hai, cum o știu. Uite. Păi, dar asta ne mai scutăm atunci când să avem buget, să avem două săptămâni, nu știu, de când să mergem la Consiliul de Țară. Oricum o să avem de tot să drumul de aici, de la șosea de aici. Nu trebuie prins. Ultima casă. Nu l-am prins, l-am prins doar până la ultima casă. Acolo, la 50 de metri, asta e clar. Nu discutăm. Eu mai discutit și cu ei, dar e greu, e destul de greu și să faci forma asociativă. Ei, să gândești, pentru că la urmă drumul ăla, chiar dacă îi aparține de legiu, unde se trește comunile lor, bă, să îndești și ne vezi. Noi le-am trebuit și nu au niciun interes. Să ai interes, că totuși comunile lor, cei mai mulți cetățeni trec pe drumul respectiv, știi? Da, da. Ok, dacă astea sunt spuse... Am și o întrebare, m-a întrebat una din vecinele mele, pentru ce e taxa de înfrumusețare? Cu ce se înfrumusețează în comună? E o taxă pe care noi am moștenit-o din urmă, o rămasă de un an în taxă și impost local, e în loc de o taxă de, nu știu, un leu? Nu, e mai mult, în 5, 6, 7, 8, 4 lei sau 5 lei. 5 lei, chiar. Și era cum să-i răspund la această întrebare. Cu ce se înfrumusețează comuna cu acea taxă? Hai, spune câte o folicică, mai prin centru, mai cu centru comun, mai... Mai cumpărăm o pubelă pentru toată lumea, pe mai pe curățenie și pe salubritate și... Pune costul cu ei, un pe costul, un pe Sunt mai foarte multe, dar... E o taxă PSI, dacă nu mă înșepă că să fie chiar regalitatea prin lege. E o taxă PSI, e o taxă în frumusețare și e o taxă și în post. Cred că e pentru că... Luministra, ordul administrativ, nu știu exact. Și mă gândesc, poate să ia în cadrul să facă ceva. Mă știți că eu am făcut mereu atât de școală și prin natura profesiei mele și am încercat de o soluție să le putem scoate la capăt. Nu ne este ușor, mai ales că, după cum știți, școala are buget propriu, iar directorul e cel care se gospodărește la fel ca și primarul. Ar trebui să se gospodărească într-un fel sau altul, să-și facă un cap la începutul anului școlar și să investească acolo chiar unde se impune. Poza respectivă chiar o știu situația, pentru că noi am făcut grup standard interior. E o fosă mică pe care o folosește doar toaleta respectivă a profesorilor. Am avut o discuție cu o firmă și spunea Alexandru că zilele astea o să ajungă și acolo. Am găsit o soluție, poate. Să o facem, cumva, tot cu bani de la noi. Am înțeles că poate fi și mai nou, mare. Nu se poate, pentru că... Nu, no, poate veni de la aia mare. Da, de la aia mare poate veni, că e mai sus. O să facem una... E primăvată fizică. Nu mă cât om. Aia mare e sub toaleta vechi. Acum așa spune, eu la școală să mă bărat în fiecare zi totul de literate, la care am dat curs mereu și le-am dat la capăt. Când am cu capăt de alei, cum am compozit fața, brățuia, fața de alei, că nu au unii pune magazin, ne costă aia 2000 ceva de lei, le-am dus mereu și le-am făcut. Până la urmă, interesul este nostru că sunt copiii noștri în școală și școlile sunt ale primăriei Hilegiu. Dar sunt cheltuieli pe care le pot avea și le pot face și genii la școală. Acum mai spun o chestie, chiar dacă poate mulți vă să mă întreagă greșit. Și pe tine sunt foarte mari la unii părinți la Drăgucești.
Eu zic că dacă ai pretenții mari la școală să scurgă apa caldă și scurge în fiecare zi, să o așa scasă, mai ai văzut, atâtea pretenții... Dar cu apa caldă nu e așa de groasă, domnule. E o investiție de un delimană de la 200 de lei, poftie, simplu treabă, haideți că... Și două ori mi-a dat să-l monteze. Mă zic, nu-i chiar așa de bea. Nu știu dacă e cu... Chiar nu știu problema, dar dacă ar fi un problem de apă caldă, avem tehnologia la îndemână, în timpul... Pe timpul iernii este sigur apă caldă. Eu vă spun că n-au fost, dar să despre ce motiv, îi strica robinet. Dacă e primarul și cum să fac, nu-i de la asta, dar cei care ar trebui să o facă, adică coordonatorul sau cei care sunt oameni de servici, pe exact. Ei serviciu. Deci tu ții să nu funcționeze apa caldă numai de temeiul ăsta. Două luni de zile, că eu le stric ar bine. Nu le stric ar bine. Care era de mers? Ce se poate? La probare la buget. Păi de mulți ani. Adică sunt 4-5 oameni acolo. Trebuie să știi coordonatorul sau Că astea sunt motivele pentru care copiii pleacă în afară sau în oraș. Acum știți, cheltuiala noastră pe microbusul lor de la Brătila este 66.500 de lei pe lună pentru ca să avem utilaj, mijloc de transport pentru copii. În situația în care cei care spuneau școlar și camisele în învățământ, nu au măsură de a închide școala că nu erau copii, da? Cum îți vrea să te gândești, măi, închid școala asta, dar ce spun copii aici? Că eu nu trebuie să zic că nu mășul de transport. Nu era treaba noastră, noi am făcut-o pentru că așa am simțit. Aici, băi, cheltuim 65 de ani fiecare lună, închiriem un microbus școlar, care și au fost nemulțumitor la un moment dat, că e prea mic, că e prea mare, că șoferul e prea bătrân, că o dată mai tânăr, că nu ascultă copiii, că ceartă pe... De ce să vă spun? Știți cum stau lucrurile? Acum am găsit un copil, un băiat mai tânăr, băiatul Dan, tânăr, e experiență, e, nu știu, e cu minte, n-am avut niciun telefon sunat două săptămâni astea. Dacă mă luat de rezi, mă luat de ce, să 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 mă luat păi și dă-le mă dracu cu tot. Școală nu mai avem, cămere nu mai avem, ce dracu mă dracu? Eu zic că este apă, părerea mea. Domn primar, hidropolul acela este stricat de funcția, de nu e problemă. V-am zis și eu atunci la alegeri. Deci e hidropolul stricat de funcția. Eu am anunțat alegeri, luat legătura cu firma, cu Sorin de la Dumnezeu. Dar nu sunt nici la instalatorul ei, dar. Da, nu știu ce. Domn primar, să mergem la ceva mai serios. Ăsta mă rog. Dacă tot dă Dumnezeu și o să reușim să facem ceva vis-a-vis de Pâraie, fie la Brătila, fie la Drăgugești, eu zic să ne gândim un pic să putem găsi o soluție și pentru canalizarea de la Drăgugești, sau chiar și la Brătila, da. Vis-a-vis de lucrarea sau în aport cu lucrarea asta, pentru că e un moment bun și trebuie folosit. Legat de lucrarea respectiv nu se poate pune nimic, pentru că e așa de... Dar să o folosim noi, să o facem pe cont propriu, dar trebuie să facem un proiect pentru canalizare. Nu am unde la chestia asta. Tot ce înseamnă un proiect înseamnă bani în plus pe care noi nu-i permitem să, chiar cum să-l facem. Nu să mai și... Dar... O să trebuia să... Dar de altfel vă spun că e una din problemele cele mai
grave care ne urmărește. Adică canalizarea nu e o glumă. Deci, sincer, că nu este o glumă. Canalizarea nu numai la Drăgucești, peste tot. Dar e o problemă care va fi poate mai gravă decât al gunoaielor, vă spun sincer. Deci, vedeți, sincer, haideți să ne gândim și la asta și mai bine focalizăm un pic acolo. Dacă tot lucrăm și o să facem ceva, eu zic, nu știu, paralel cu ea, o putem face, atât o putem face. Chiar dacă achiziționăm, și dacă nu avem proiect, dacă îngropăm o țeavă, da, care nu știu dacă e atât din mult, îngropăm acolo sau avem, eu zic că e bine venit. Asta fără proiect nu putem să facem nimic pentru că nu avem... Și să luați în calcul un pic pentru... Noi zicem de Pârâul Drăgucești, da? Dar eu vă spun următoarea chestie. Pârâul Drăgucești este undeva între doi versanți, adică cel despre Delen și cel despre Bălăneasa și așa mai departe, și cel despre Măgura, trei ar fi, care e, de pe versanță este în momentul când plouă, volumul mare de apă nu se adună decât în zona de jos a Pârâului Drăgucești. Și noi avem încă, ce știm noi, că din perioada care am trăit, avem un moment foarte urât când au fost luate casele și... I-am spus, să nu iau calcul, doar... Atât de urât. A fost încât, nu ne mai doriți mai fi. Adică, eu zic să raportați la un volum maxim permis. Deci, domnule, ne orientăm în teren și cât ar fi maxim permis, atât să-l facem deschis. Studiul hidro fac cei de la apă de nu știu dacă știu că am situațiile astea. Mai avut. Noi o să zicem într-o zi, domnule, la făcut de aia și noi nu ne zicem. Nu cred că e în regulă. Aia am și spus că ceea ce vă trimise ei, nu mi se pare a fi foarte sigur. Poți fi dintre fabricate, poți fi foarte ușor întoarse. În loc de patru facem două domnule.